bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! În est, dar și în vest, scrie George Banu, teatrul este o formă de rezistență la discursul publicitar, la telenovelă, la zapping. Dragi prieteni, bună dimineața! Nu am renunțat niciodată la perspectiva de a fi scriitor, nici la aceea de a fi actor. Doar le-am introvertit, mărturisește interlocutorul meu din această sâmbătă. Este singurul critic de teatru român care a ajuns la Sorbona și între membrii de onoare ai Academiei Române. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, o eminență a artei Italiei, George Banu, bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mersi pentru invitație matinală, dar pentru un om de teatru, de obicei, diminețile sunt grele, dar n-a fost cazul meu niciodată. Bună dimineața, bine ați revenit la Cafea Verona. Cum este viața la Paris? Tristă. Dar e impresionant, restaurantele sunt goale, acum de curând au dat drumul să intre și înăuntru, dar era extrem, o atmosferă festivă, ca și cum viața reîncepea după toată pandemia asta, care într-un fel a sufocat tânăra generație. Impresionant. Cu ce poți să ezit într-o citronadă și un pahar de vin ca să-mi dau curaj. Eu vreau cappuccino ca de obicei, okay. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai mulți prieteni și neprieteni ai dumneavoastră mi-au zis așa, că s-ar împărți cumva criticii de teatru între cei care scriu și vorbesc pentru sală și ceilalți care vorbesc pentru regizor. Vă previn că astăzi vom vorbi pentru sală în primul rând, adică pentru toate miile de prieteni care iau mic dejunul cu noi. Beți cafea de obicei dimineața? Beau cafea, într-adevăr. N-am băut niciodată ceai. Nu sunt un om de ceai, sunt un om de cafea. Mi-a zis ceva prețios mai devreme până să începem, citându-l pe Brecht, să nu vă încredeți niciodată în vegetarian, mi-a zis, și non-alcoolici. Da. Ei, cam asta cred și eu despre non-cafegii, deci suntem în tandem, iată, și cu cafeaua și cu vinul. Total. Așa e, și cu Parisul. Și cu Parisul. Cu Parisul, care într-adevăr e un oraș pe care îl purtăm cu toții în, sau cel puțin oamenii din generația mea care îl purtăm în minte și care a fost important pentru mulți artiști. Pentru noi a fost mult mai important decât New York-ul, să spunem, care acum a devenit centrul de atenție al tinerei generații, dar acolo, la Paris, l-am întâlnit pe Cioran și pe Ionescu, pe Iliade, când am pregătit un Cahier de Lern. Adică generația asta și, într-un fel, eu, Petrică Ionescu, Radu Borozescu, suntem coada cometei. Păi asta mă gândeam, domnule Banu, că în 73 și puțin după plecarea dumneavoastră, au plecat în serie și Lucian Pintilie și Radu Penciulescu, Boruzești amândoi, cu Mirela și așa, da. și soțul ei. Era efectul teribil al tezelor din iulie, al tezelor din iulie al lui Ceaușescu. Vă invit să începem de aici, pentru că eu știu legenda următoare, că stăteați cumva într-o vară ca acum, de-abia aveați 30 de ani, dacă socotesc bine, exact. Poate și mai puțin, nu, exact. În boema plajei de la 2 mai și citind Scânteia. Toți ceilalți erau la mal sau în apa mării. Și Ovidiu Moldovan, el era cu o fată și trebuia să părăsesc camera, că împărțeam camera, și el cu fata și eu pe plajă, cu Scânteia în mână. Așa. Și m-am citit Scânteia singur și am citit tezele din iulie și atunci am avut, într-adevăr, cum Claudel a avut revelația mistică la Notre Dame, eu am avut revelația tragediei. Mi-am spus, trebuie să plec și trebuie să fac totul ca să mă pregătesc pentru a pleca, spunându-mi totodată un lucru interesant atunci, că dacă nu plec acum, nu mai plec niciodată. Adică era la răscruce de viață și cam toți am plecat atunci, ne-am întors, Liviu Cirea a plecat în aceeași perioadă.
Andrei Șerban, prietenul dumneavoastră și coleg de facultate, plecase în 69, cred. El plecase în 69 cu o bursă. Da. Cu o bursă pe care i-o dăduse Ellen Stewart după ce a văzut un spectacol de-al lui la Belgrad. Eu am plecat tocmai din această panică de a nu putea pleca. Am plecat cu un tren pe 29 decembrie 73 și am ajuns pe 31 decembrie 73 la ora 6 dimineața la Gare de l'Est, unde mă aștepta o singură prietenă și acum îmi aduc aminte, iar seara, printr-un miracol, cu un prieten am fost invitat la Marguerite Duras. N-am fost invitat, m-am dus cu prietenul unde erau și mă simțeam extraordinar de liber, excitat și chiar am avut o mică aventură cu o fată foarte simpatică și care m-a abandonat la un moment dat și eu ziceam, băi, ce fată asta mă abandoneze pe mine pentru unul care era așa ca un fel de... V-a abandonat cum dansați, probabil, sau ce? Da, cum dansam, când dansam, n-am mai avut priză la ea și eu eram puțin vexat că ăla pe care îl prefera ea mi se părea mult mai puțin bine decât mine și era Gerard Depardieu. Atunci a făcut filmul cu Marguerite Duras, Camionul, da. Și bineînțeles că între un emigrant ca mine și Gerard Depardieu, fata l-a zis pe Depardieu, dar atmosfera era o atmosferă extraordinară, era Michael Lonsdale, ea Delphine Seyrig și un prieten poet, Ilie Constantin, pentru că am fost toți trei aduși de cel care se chema atunci Eugen Iacob, dar de fapt era Eugen Simion. Nu academicianul, ci un prieten. Altul, da. Și așa am început prima zi la Paris. După 36 de ore cu trenul, mi-a zis, și 20 de dolari doar în buzunarul exact, de la haină. Maximum. Dar spuneți-mi, vă rog, pentru toată lumea, cum arăta această minunată doamnă pe care noi, când pelicula La Mont a făcut vogă și aici... toată România s-a dus să o vadă. N-am regăsit-o pe Marguerite Duras decât ca pe o octogenară strălucită. Dar cum era atunci, în anii 70? Când am cunoscut-o eu atunci, după aceea am mai văzut-o de vreo trei ori, era ca o mică institutoare, mititică, cu părul gri, în seara de reveion, când eram la ea. Extraordinar de simpatică. Ne-a dat mie și lui Eugen un tort care rămăsese în plus și am plecat cu el în geantă. Dar după aceea, când am văzut-o, avea un farmec nemaipomenit, o inteligență și o răutate care nu era cinică, ci era ludică. V-ați revăzut la Paris după acest revelion de debut al dumneavoastră? Ne-am văzut de trei ori. După aia fiecare, eu am plecat pe drumul meu la facultate, pentru că prima perioadă a fost o perioadă importantă să întâlnești. L-am întâlnit în primele zile pe Peter Brook, la un restaurant indian, am întâlnit colegi de la Sorbona și după aceea drumurile, evident, s-au separat, pentru că vrând să rămân la Sorbona, trebuia să mă concentrez pentru sarcina asta. Un student al meu plecat cu un program Erasmus era chiar la Sorbonne Nouvelle în 2011, când a ținut acest somptuos discurs pentru, de fapt, un laudatio pentru Peter Brook, când i s-a acordat titlul de honoris causa, da, la Sorbona. Și toată lumea în sală, în aulă, a fost magnetizată de discursul dumneavoastră, inclusiv invitatul Peter Brook, prietenul dumneavoastră de altfel de multă vreme, v-a mulțumit public și a fost impresionat. Dar am să mă întorc. Sunt încă în anii 70, în România încă somnolentă și încrezătoare după strălucitul 68, în care scrieți și într-o carte de anul ăsta, de acum, intitulată Teatru și Spiritul Vremii, a apărut la Junimea, deodată cu ce am aici pe masă, minunatul florilegiu ăsta de eseuri puse împreună, pe care le-am recitit cu plăcere după ce le citisem în Dilema Veche. Cartea se cheamă Viață și Teatru pe scena lumii. Dar mă întorc și spun așa tuturor, privit din afară, în anii 70, aceea în care le-ați spus pe plajă tuturor, se trage clopotul peste 68-ul nostru și ei n-au crezut. Da. Deci privit din afară așadar,
apăreați drept un tânăr fericit, un fiu de medic de la Buzău. Luase el însuși premiul Academiei Române pentru Medicină. Povestiți-mi asta într-o frază. Tatăl meu a luat premiul Academiei Române la 28 de ani împreună cu profesorul neolog State Drăgănescu și de aceea când ani de zile am luat eu premiul Academiei Franceze la Paris, la el m-am gândit și era într-un fel un răspuns dincolo de hotare, dincolo de țări și în discursul pe care l-am făcut la Academia Franceză l-am menționat, ceea ce era și normal. Și atunci, într-adevăr, eram foarte, foarte emoționat pentru că la Academia Franceză, când ți se dă premiul, nu poți invita decât Doi invitați. Da, eu nu știam, persoane. Și erau doi invitați, a fost soția mea, un prieten și un invitat oficial, care a fost domnul Mazuru, care a avut darul să ajungă exact în clipa în care începeam eu, adică cu întârziere. Dar a fost foarte simpatic și foarte emoționant, într-adevăr. Și atunci l-am auzit vorbind ultima oară pe Giscard d'Estaing, cu un talent extraordinar, iar când am ieșit, am cumpărat ziarul Le Monde, avea 84 de ani sau așa ceva, și am citit, Giscard d'Estaing pleacă în China. Deci el își făcuse... Da. Deci a fost în trecere o clipă, nu o clipă, a vorbit 50 de minute. Oh. 50 de minute, un discurs extraordinar, dar rău cu toată lumea, și cu Chirac, și cu Balladur, și cu tot. Dar de altfel e celebru pentru limba lui caustică, exact. Adică toată și lumea inteligentă, și inteligentă, foarte inteligentă. Da. Și după aia am văzut în Le Monde că la ora 11 pleca cu Raffarin, fostul prim-ministru, pleca în China. Oameni cu multă putere, care eu nu vreau să... Eu mă mir că v-ați mirat de aceste veniri și plecări, pentru că dumneavoastră înși vă veniți și plecați tot timpul, rămânând continuu între deux, cum ziceți, à la française, așa, da. Pentru că exact așa sunteți, în interstițiu continuu, și am impresia că această situație vă place, vă încântă cumva. Până la pandemie eram tot timpul între de, dar Ovidiu Moldovan, cu care eram foarte prieten, îmi povestea că i-a dat telefon lui mama și a spus, mama i-a spus, George e la Varșovia. Și el telefonează o săptămână după aceea, ce ia primul meu voiaj în sănătate, George e la Paris. Deci Ovidiu spunea, mă, dar tu unde ești? Și atunci, evident, că am povestit celebrul banc cu evreul care era când la Moscova, când la Tel Aviv și l-a întrebat KGB-ul, mă, dar tu unde ești fericit? Și el a spus, în avion. În avion. Și George Banu, unde e fericit? Să nu ziceți că tot în avion. Sunt foarte fericit când ajung undeva și sunt foarte angoasat când plec undeva. În ziua plecării plec cu 3 ore înainte, dar când ajung sunt foarte fericit. Plec pentru ca să ajung. Andrei Șerban, căruia am recitit acum o biografie, pentru că tot vorbim de editura Polirom, care a găzduit această carte așa de frumoasă și de promițătoare, scrie acolo despre prietenul său bun, George Banu, cum pleacă de vreme de acasă ca să nu piardă avionul. Am citit asta și mai scrie ceva cu o superbă maliție mascată, cumva. Zice, nu există regizor mare, mondial sau de renume european care să nu fie prietenul lui George Banu și te miri cumva cum poate să aibă amici atât de diversi. Dar vă spun eu secretul, adaugă Andrei Șerban, pentru că în fiecare dintre ei, pornind de la Peter Brook, la Castellani și la alții, și se regăsește câte un pic pe sine. Fiecare are o părticică din George Banu. E foarte frumos ce spune Andrei. Acum mi-a apărut, acum 2 zile, o carte pe care am scris-o în timpul pandemiei și care se cheamă Povestirile lui Horațiu. E o carte despre acești prieteni pe care i-am avut. Ceea ce aș spune, într-adevăr, este că mi se pare că teatrul e o artă de comunitate. Nu te uiți la un tablou la fel ca la un spectacol. De aceea am fost în general prieten cu oamenii cărora le iubesc
arta și cărora, într-un fel, le-am răspuns și eu. În această carte am reținut un număr de, și am făcut un număr de portrete de la Giorgio Strehler la Andrei, de la Vasiliev la Felix Alexa, oameni cu care am fost în legătură, pentru că într-adevăr ceea ce mă definește și mă sărăcește este lipsa de fidelitate absolută în cineva. N-am avut niciodată un singur maestru. Am fost foarte apropiat de Bruck, cum am fost foarte apropiat de Cantor. Cred că vorbeam despre în avion între Tel Aviv și Moscova. Eu mă bucur foarte mult când sunt cu o persoană un timp pentru ca să pot trece apoi la altă persoană. Și această carte, Povestirea lui Horatiu, reunește vorbele pe care mi le-au spus acești oameni. Unul dintre complimentele pe care îl citez ale lui Strehler, care mi-a spus: George, tu asculți ca nimeni altul. Tu asculți ca nimeni altul, un compliment nemaipomenit din partea unui regizor ca Strehler, pentru că înțelegea cât sunt de concentrat pe vorbele lui și că nu eram indiferent. Bruck mi-a spus, citez același lucru, într-o zi la Avignon, m-a întrebat: ce faci? Așa. Și mi-a zis: George, fii atent, cel care rămâne la același nivel decade. Să punem aici între citate încă o prietenie și trecem de asta, și încă o vorbă de duh. Prețuitul Roland Barthes, pe care l-ați văzut de câteva ori, ați fost prieteni și el v-a zis o altă chestiune memorabilă. Și poate o reproduceți dacă vreți să zic în franceză sau în română, poate în română să înțeleagă toată lumea. În Franța, mai ales când am ajuns și eu, toate fetele de obicei spuneau: je suis débordé, je suis débordé. Sunt depășit de eveniment. Da, n-am timp, toate. Își făceau teze, dar nu terminau pentru că je suis débordé. Și eu când m-am dus la Barthes, a doua oară sau a treia oară, avea un calm interior extraordinar, ceea ce se transmitea. Și mi-a spus: George, être débordé, signe de médiocrité. George, să fii tot timpul în lipsă de timp, semn de mediocritate. Sau altfel spus, cine crede că n-are timp e de fapt un mediocru. Exact, cam așa. E cam o sentință și dură, dăioasă, realistă. Și recitind cartea care am scris-o acum un an, am găsit o altă frază a lui Barthes, pedagogică, formidabilă. Aceasta era spiritul lui. El spunea: să predai bine înseamnă să convingi și nu să învingi. Mi se pare o frază extraordinară. Pentru mine însă, care mă ocup cu catedra de vreo 17 ani încoace, e o învățătură asta, o să o asum. E foarte frumoasă. E foarte frumoasă. Dar totodată, ce spunea și Penciulescu, ceea ce trebuie să predai, e să predai esențialul. Deci, ați făcut asta toată viața. Am trecut de acest elogiu, am trecut și de ideea pompoasă de a vă spune domnule academician. Ați văzut că am lăsat sub cortină toate aceste recunoaște. E bine să le ai, dar să nu le numești. Da. Sunt titluri de la Gallimard la Actes Sud și la alte zone notorii în care sunt de fapt iceberguri unde nu ajungi decât mergând cu energie și venind de departe, și ați făcut asta. Și totdeauna m-am mirat, personal vorbind, cum de nu v-ați tixit de atâtea mii, zeci de mii de spectacole pe care le-ați văzut, despre care ați scris, asupra cărora ați stăruit cu gândul. Nu m-am tixit pentru că mie, de fapt, îmi place și nu-mi place teatru. E o carte care a apărut și care am scris-o cu mare pasiune, dar că n-a prea avut succes, pentru că spunea adevărul. Că teatrul te obligă la o relație între iubire și neiubire. Mi-a plăcut acest balans. Te duci la teatru pentru iubire și acolo poți găsi mulțumire sau decepție. Pe de o parte. Iar pe de altă parte,
teatrul a reprezentat pentru mine o viață secundă. Viața pe care de fapt am trăit-o în spectacole și într-o carte care a apărut în condiții confidențiale la Fundația Camil Petrescu cu Mircea Morariu, spuneam, viața mea e o viață secundă. E un joc secund, bineînțeles că referința e la Barbu, dar m-am dus la teatru pentru că aveam nevoie de această relație cu spectacolul, cu oamenii. Teatrul nu l-am trăit ca o artă, ci ca o experiență. Am simțit asta pentru că ați teoretizat tot timpul, de la o carte la alta, acest raport delicat dintre viață și teatru, dintre viață și scenă. Exact. Punctând subtil că, de fapt, teatrul e o intensitate de viață în plus, creează, cum ați spus, comunități minoritare, poate, dar incandescente. Exact. Și că totdeauna, atunci când ajunge la un paroxism al lui, scrieți, teatrul trece și peste adevăr și peste viață. Le depășește, devine mai mult decât ele. Într-adevăr, cred că pentru a răspunde întrebările dumneavoastră, cred că trebuie să te duci la teatru pentru a trăi aceste experiențe ale excesului. Nu poți să te duci direct pe Himalaya. Da. Pentru că dacă te duci doar la când afli, citești în ziare, era spectacolul lui Tadeusz Kantor. Spectacolul lui Tadeusz Kantor l-am văzut dintr-o întâmplare. Un mare spectacol al lui Kazuono, maestru de buto, l-am văzut la Défense. Deci, într-un fel, excesul teatrului merită să fie un rezultat al propriilor tale expediții și nu doar o consacrare. E concert cu Celibidache mâine, mergem la Celibidache. Eu mă duc la teatru, din fericire, în timpul pandemiei s-a făcut o pauză și s-a și creat, ceea ce e interesant, o dorință de teatru care dispăruse. Un fenomen tipic care m-a frapat în primele spectacole pe care le-am văzut la Paris este că spectatorii aplaudau mai mult decât de obicei. Frumos, de ce-mi mult spuneți, mai mult. Să aplaudau și pe ei, da, și spectacol. Și spectacol, grozav, pentru că scrieți aici în volum, e bun și online-ul ăsta la ceva, dar nu bun de tot, e clar, pentru că rupe ceea ce teoretizați pornind de la Brook și de la Shakespeare și de la Vianu al nostru, și anume această relație de doi, de împreună, pe care teatrul o impune, o cultivă și care se rupe, se destramă atunci când văd teatrul doar stând acasă, în propria sufragerie, pe ecran. E o ecuație schimbată, dar spre deosebire de colegii mei regizori, eu nu sunt complet de acord. Pentru că online am vizitat șantiere dispărute, ca și cum aș fi dus la Troia sau ca și cum aș fi dus la Efes. Am văzut un spectacol lui Peter Stein la care visam de ani de zile și care l-am ratat în condiții foarte bune. Am văzut un foarte mare spectacol al lui Varlikovski și l-am văzut acasă, fără să mai fac 2 ore cu metrou ca să le văd. Pentru Festivalul de la Sibiu și pentru Festivalul Național am făcut cele mai bune interviuri pe online. Regizorii nu făceau, erau odihniți, vorbeau direct, ne vedeam față în față și până în cazul, o amintire nemaipomenită este cu marele regizor Varlikovski, care a fost la București cu Dibu, cu un spectacol extraordinar. La un moment dat i-am spus, băi Cristof, dar noi nu mai terminăm interviu, și el mi-a spus, păi George, nu e nimeni în spatele meu. Și zic, nici în al meu. Terminăm când vrem. Asta e o chestie pe care ți-o dă online, plăcerea de a te destinde, de a fi odihnit, pe care o ai mai puțin în viața de toate zile. Vedeți, aici suntem constrânși cumva, niciun fel de oamenii din dreapta, din stânga, din amorsa noastră, ci de timpul limitat al televiziunii, uite ce cerber nou, din noua eră, dar, pentru că vorbim de asta, plec de la viață și teatru pe scena lumii și mă duc spre cealaltă carte apărută la Junimea, tot acum în 2021, intitulată și ea foarte sugestiv Teatru și spiritul vremii. Și acolo găsesc un accent nou
în palmaresul, în recuzita George Banu, pentru că depistez un suflu politic, o preocupare pentru politic pe care nu o găsisem în altă carte și mă duc direct țintit la această, să-i zic citându-vă, strategie, tactica a țipătului pe care o au, ziceți, cu expertiză, actorii mediocri și despoții, dictatorii. Mi-a plăcut această clasificare, îl puneți acolo pe Mussolini, pe Hitler, pe Ceaușescu, dar, culmea, Stalin, care era cel mai teribil dintre ei, nu țipa. E adevărat. Era un actor bun. Jean-Luc Godard, mare regizor, mi-a spus odată, eram trei așa și... Tu de ce te ocupi? Eu nu mă știa. Tu de ce te ocupi? De teatru, domnul Godard. Zic, domnule, mie nu-mi place teatru pentru că actorii vorbesc tare. Mi-a rămas în minte acest lucru. Și, într-adevăr, de multe ori actorii vorbesc prea tare și a vorbi tare pentru un actor e o formă de apărare. E o luptă contra propriului trac și atunci proiectează energia. O altă actriță, cu care am vorbit, Nada Strancar, și făcea elogiul lui unui regizor, Luc Bondy, și spunea: Luc Bondy te strânge așa de tare cu regia că nici nu poți să țipi. Deci, ea avea nevoie de țipăt ca să se defuleze. Pe când actorii care vorbesc încet, nu șoptit, e o diferență între încet și șoptit. Șoptitul e, după părerea mea, un exces de confidențialitate. Îi șoptești preotului la ureche, îi șoptești amantei la ureche, dar eu sunt spectator. Vreau să-l aud, dar într-o anumită confidențialitate. Deci această sotovoce nu e a teatrului, e a întunericului cumva. E a umbrei. E a umbrei. E a umbrei. Un mare regizor, Gruber, el era și cam purtat pe alcool așa, care singurul lucru care spunea tot timpul, mai încet, mai încet. Și o frază extraordinară pe care o citez în carte, eu spun unui actor care îi spune lui Gruber, Klaus, dar nimeni nu o să mă audă dacă vorbesc cu un certu. Și el a dat un răspuns poetic unic. Nu te neliniști, mama ta o să te audă. Grozav! Extraordinar! Da. Deși am avut impresia, domnule George Banu, că ați scris toată viața, asta e un privilegiu, doar despre regizorii și despre teatrul care v-au plăcut, da, fie regizorul, fie teatru, faceți altă afirmație paradoxală și încântătoare totodată, că ziceți așa... Îmi plac vulnerabilii, îmi plac învinșii. Am fost totdeauna în viață, deși sunteți un, iată, un campion, spun acum, ca în titlul întâlnirii noastre, un performer, vă declarați de partea învinșilor. E sub influența lui Cioran. Și ziceți negru pe alb undeva. Pentru că, domnilor, doamnelor, energia e mai slabă, mai puțin fecundă decât melancolia în câmpul artei, da? E adevărat și actorii care ne apar ca actori într-un fel slab, fără ca să fie slab, au o forță extraordinară asupra publicului sau asupra unui spectator ca mine, pentru că, într-un fel, nu ei ne dau energia puțin falsă, ci ei apelează la energia noastră. E ca și cum au nevoie să-i ajutăm prin atenția pe care o arătăm din sală, prin convingerea pe care, cu care îi ascultăm. Nu sunt actori stăpâni pe ei înșiși, ci sunt actori retrași în ei înșiși. Și tocmai această retragere în ei înșiși îi liberează puțin de pericolul excesului teatral, adică a ficțiunii, a jocului exterior, etc. Deci se constituie o comunitate între ei și noi pe acest fond de ajutor reciproc. Până să plec mergând în urma dumneavoastră din centrul Parisului, din Rue de Rivoli spre Rue de l'Odeon, unde stătea Cioran, minutul nostru de plastică, ca să respirăm un pic și să vă aduc spre altă zonă de expertiză a dumneavoastră și de reflecție și de bucurie, de ce nu, plastica. Și am, în mod special, pentru că sunteți invitatul meu în această dimineață de sâmbătă, m-am gândit să alegem un El Greco cu cele trei tablouri din galeria
de arta Muzeului Național al României și revenim imediat. El Greco este pseudonimul celebrului artist născut în Creta sub numele de Domenikos Theotokopoulos. Un artist controversat pentru epoca în care a trăit, pentru a fi recuperat abia la începutul secolului al XIX-lea. Ceea ce îl distinge pe El Greco de ceilalți confrați contemporani și ceea ce l-a făcut atât de neînțeles era maniera sa atât de personală și de neobișnuită de a picta. Tușa spontană, aproape impresionistă, cromatica de o extraordinară bogăție de tonuri și nuanțe, contrastele foarte puternice, dinamica și tensiunea compozițiilor, ce au anticipat genial modernismul și dramatismul curentului expresionist al epocii moderne. Tablourile pe care le putem admira astăzi la Muzeul Național de Artă al României, Adorația Păstorilor, o compoziție monumentală ce a făcut parte inițial din altarul Colegiului Dona Maria de Aragon din Madrid, Martiriul Sfântului Maurisiu sau Martiriul celor 10.000 de tebani, comandat de regele Filip al II-lea, și Logodna Fecioarei Maria provin dintr-un nucleu de 9 piese semnate de El Greco ce au aparținut colecției regelui Carol I, care a fost într-adevăr un vizionar cultivat, pasionat de pictura veche ce ilustrează scenele biblice din Vechiul Testament. El a cumpărat, pe o sumă modică, tablourile de El Greco, care sunt acum piese de o extrem de mare valoare. Ați fost în Castilia să vedeți la Toledo tablourile sau le-ați văzut odată la Paris? Nu, le-am văzut acum, în marea retrospectivă de la Paris. Cunoșteam pe cineva de la Grand Palais și m-am dus și am puțin, eram vreo 20 de persoane și fiecare se uita, stătea cât vroia în fața tablourilor. Și ce e extraordinar este, vezi cum a evoluat, pentru că el începe ca pictor de icoane, grec. Și se duce din lume. Da, bizantinismul lui de cretan, da, îl duce la sfârșit. Regret cumva că s-a pierdut partea lui de gravor, de arhitect, că era un prea plin acolo și... De la Roma nu e bun. Da. Când vezi tablourile... Cum i-a spus lui Michelangelo, nu știe să picteze. Da, el era și cam Sonia, așa puțin. Era straniu, într-adevăr. Evident, asta e și forța lui, adică e... Forță, dar la Roma, tablourile, când ne vede, el vrea să facă picturi în stil renascentist. Da. Și nu sunt formidabile, pentru că retrospectiva ne permitea să... Asta e farmecul retrospectiv, că te duci de la început până la sfârșit. Da. Personal, de câte ori mă duc la Galeria Națională, rămân minute lungi în fața Logodnei Mariei. Este tablou care îmi place cel mai mult din ceea ce posedăm la București. Acum mă gândeam că, de fapt, dintre cele trei e singurul care nu-i contestat ca autenticitate, dar mai mult decât atât, socotind că a murit prin 1614 El Greco, e un tablou de senectute, de sfârșit. Da. Fac o conferință de seară la muzeu despre spatele omului. Este un eseu transformat într-o carte album superbă. A apărut și la noi în 2008, dacă eu știu exact, la Nemira. Atunci am citit-o. La Nemira, da. M-a încântat. Practic am avut revelația acestei apropieri dintre teatru și plastică pe care nu mi-o puneam, nu o luam în calcul, sau dacă o consideram marginală, și practic e un merit al dumneavoastră de a uni în artă niște domenii care insulare, care păreau... Și care păreau că n-au legătură, într-un fel, dar o carte care a funcționat foarte bine și în Franța, și în România, și în Am Italia. Am văzut și ediția franceză foarte frumoasă. Da, asta românească e la fel de bună. După părerea mea, coperta e mai bună la asta românească. A scos-o o fată, Dana Ionescu. Da. Eu n-am înțeles. La Paris, acolo era editorul și au impus o copertă puțin cam mondenă, așa, o doamnă cu spate. Aici e opera aia extraordinară lui Friedrich, Omul privind înălțimile, și el exact spiritul cărții, adică întorci spatele lumii ca să te uiți pe altundeva, pe un alt orizont. V-am întrebat odată, cu vreo 15 ani, ce mult a trecut,
ce personaj din teatru nu ați vrea să fiți? Mi-ați răspuns că ați refuzat poate Mizantropul, dar după aia m-ați am rămas la aceeași idee. Ați rămas la aceeași idee, pentru că atunci m-ați dus și către profesorul din Unchiul Vania, dacă mintea nu mă... Serebreacov. Aveți nu neapărat la index, dar la, în reduta de umbră, aceste două staturi de personaje. De refuzat. De ce? Mie nu-mi place personajul, nu mi-e simpatic personajul Mizantropului, pentru că este cineva care se duce în mediul, în societate și nu face decât să-și exprime refuzul față de societate. Deci, eu, sub aparența lui de sinceritate, există o profundă dorință de teatralitate. El își joacă rolul de mizantrop. Dacă ești, ai spirit monastic, te duci și stai acasă. Dacă ai o prepensiune pentru singurătate, te duci, dar nu te duci ca să-i culpabilizezi pe ceilalți, spunându-le, eu sunt mai bun ca voi, eu sunt mai nobil ca voi, eu vă disprețuiesc. Această poză exact. Teatrală a lui Alces mi-e insuportabilă. Andrei Șerban se pregătește să-l monteze la București. El are o versiune mai mistică, așa, dar eu nu prea cred în asta. Însă, într-adevăr, de câte ori citesc sau văd piesa, am această rezervă. Serebreacov revine foarte des ca un fel de epuvantai, de sperietoare, da. Pentru că Vania spune, Vania, personajului Cehov din Unchiul Vania, spune despre Serebreacov, el a scris toată viața despre lucruri pe care colegii lui le știu, iar poporul nu se interesează. Deci, mi-e tare teamă să nu mă aflu în această situație de a scrie lucruri banale. Nu mai aveți cum, după atâtea zeci de cărți. Deci, e pecetluită situația asta, domnule George Banu. Mulțumesc pentru asta. Asta e foarte clar. V-ați salvat cu asta. Mulțumesc. Și, în plus, nici nu v-ar fi lăsat să alunecați pe această costișă faptul că totdeauna de la înălțimea Sorbonei ați făcut și ați spus voi practica nu un învățământ distant, da, ci unul asumat și angajat și afectiv. E adevărat. Și acum ce înțeleg este faptul că de învățământul nu implică un succes imediat. El e o practică ale cărei efect le simți în timp. Și eu, poate una dintre marile plăceri pe care le simt este când văd la teatru pe stradă vechi studenți care îmi spun, a, domnul Bon, am fost studentul dumneavoastră, și mi-aduce aminte această situație, cea pe care am trăit-o cu Radu Penciulescu la Stockholm. Am trecut ușor peste anii românești, primii 30 de ani din biografia dumneavoastră, când, culmea, s-a putut întâmpla asta. Sanda Manu și Finteșteanu, din prima alegere, au selectat la actorie, deci la actorie, atenție, și pe dumneavoastră ca tânăr candidat și pe Andrei Șerban, respingându-l pe Pitiș, culmea. Deci ce înseamnă destinul. Și după aia, Radu Penciulescu, cu intuiția lui extraordinară. Ne-a schimbat viața. V-a schimbat viața. Cum zice în o biografie Andrei Șerban, ne-a arătat adresa cea bună, pentru că l-a trimis pe unul la critică, deși nu exista acest... Tocmai se crease atunci. Tocmai se crease. Se recrease. Și pe celălalt la regie. Da. Și acum mă mir de intuiția lui Radu Penciulescu, de ce m-a trimis el pe mine la critică și pe Andrei la regie. Pe Andrei la regie înțeleg, dar pe mine la critică nu înțeleg. Însă această justiție în regie, să spune că o distribuție bună înseamnă un spectacol bun la 60%. Deci Radu Penciulescu ne-a distribuit bine pentru viață. A făcut un casting exemplar. Eu nu mă mir de această intuiție, pentru că vorbind la un moment dat, tot cu ani în urmă, cu regretatul profesor Toboșaru, care în 73 vă încheiase de coordonat doctoratul în estetică, cum n-ar fi simțit un om cu finețea lui Penciulescu înclinațiile dumneavoastră spre artă, spre scritură, spre reflexie, da. Asta e clar. Ați luat-o
de la capăt la Sorbona, asta e altă poveste. Am luat-o de la capăt de la Sorbona și nu m-am mișcat de la Sorbona. Adică a fost tot pentru a fi autobiografic. Da. Tatăl meu era asistent strălucit la medicină și i s-a spus, dacă vrei să fii profesor, du-te să fii la Buzău doctor, director de spital și după aceea. El s-a dus la Buzău și nu s-a mai întors niciodată de la Buzău. Eu m-am dus la Sorbona și am decis să nu schimb niciodată. Și am început ca tânăr șarge de cur, într-un fel lector. Asta debutant era cumva, da? Debutant, da. Și am terminat profesor, clasa excepțională. Pe ideea, mi s-a propus să mă duc altundeva, la Caen, că o să mă întorc la Paris. Ați mai fost și la Belgien, la Louvain, la Neuf, dar așa, vizită. Dar parcursul meu e un parcurs de fidelitate față de această universitate plasată sub semnul unui mare profesor care m-a ajutat, Bernard Dort, e singurul critic de teatru în care mă recunosc cu adevărat. V-am admirat totdeauna această libertate debordantă a oricărui gest, a manifestărilor, și acum aduc în joc între noi o mărturisire care m-a frapat în urmă cu 10-15 ani, pentru că ați spus așa, probabil mulți v-au întrebat la momentul potrivit cum ați primit momentul Revoluției din 1989 și ați spus răspicat câțiva ani după acest moment din decembrie 89, mi-am pierdut somnul și era gata să-mi pierd și franceza. Două centre nevralgice. Povestiți-mi și puneți aici, vă rog, și statura lui Cioran, care vă primea în vizită și vă avertiza totodată, ai grijă, George, că limba nativă crește ca iarba rea. Ce e foarte interesant este că, sigur, Revoluția trăită la Paris, în fața televizorului, am văzut acum spectacolul acesta minunat, după părerea mea minunat, de la Teatrul Național, Jurnalul unei Revoluții, dar am trăit atunci. Însă ce s-a întâmplat e faptul, au fost efectele profunde, subterane. Dorm în general bine, sau dormeam bine. Am devenit ca în Macbeth, îmi pierdusem somnul. Nu mai puteam să dorm și mă culcam cu teama de a nu ști ce se va întâmpla în noaptea asta. Voi dormi, nu voi dormi. Iar pe de altă parte, soclul limbii franceze, pe care era serios, s-a fisurat. S-a fisurat și trăiam cu emoție și în același timp cu îngrijorare faptul că, din cauza experienței afective, cuvinte românești mi-apăreau în timpul cursului. Doar pentru că în inimă vă săgetase bucuria sau spaima? Sau... Nu, bucuria, sau bucuria extraordinară. Ceaușescu a căzut, că s-a ridicat cortina. Și că începea o altă viață pentru noi, pentru prietenii mei, o istorie nebănuită. Eu am întrebat-o pe Monica Lovinescu. Monica, crezi că o să cadă comunismul? Niciodată, George. Cele două simptome de care vorbiți le-am trăit ca o expresie a profunde implicații pe care o aveam cu România. Cioran, într-un fel, și el a fost foarte afectat. El și-a pierdut franceza progresiv și câțiva ani după aceea, din păcate, nu mai vorbea decât românește. Soția mea spune, o să ajung și eu ca soția lui Cioran să nu te aud vorbind decât românește. Zic, fii atentă că nu sunt atât de contra, dar lui Cioran era frică de limba română pentru că el nu stăpânea ca Ionescu. La o petrecere, Ionescu vorbea românește și Cioran urla spunând, Eugen, îmi distrugi sintaxa. Nu face așa orice îndrăgostit timid. Nu era, ați simțit vizitându-l pe Cioran, că în toată această crispare cu care apăra franceza pe care o dobândise, era de fapt o mare iubire îngropată pentru România, pentru limba română. Era o pasiune extraordinară, pentru că el a venit la recitalul Eminescu al lui Pino Caramitru cu Dan Grigore și după aceea a scris textul minunat despre Eminescu, spunând că acest recital i l-a redat pe Eminescu. Iar eu eram la el în cameră când primise vestea că Relu Cioran, fratele lui, primise viză pentru
Paris. Și Cioran zicea, oh, Relu vrea să părăsească paradisul ăsta care e Poiana Sibiului. Și a spus, domnul Cioran, poate vrea să schimbe și el puțin de paradis, că e nevoie din când în când. Și mi-a spus, George, te înșeli, paradisul e la Poiana Sibiului. Și ultima dată când l-am văzut, exact în timpul Revoluției, după Revoluție, când am fost la el pentru a-i cere un cadou pentru Biblioteca Fundației și mi-a dat un cadou minunat, Estetica lui Hegel, cu o dedicație pe care l-am crezut pierdut. Dar și acum actuala directoare a Bibliotecii Fundației l-a regăsit și mi-a spus, există. Ei, da, asta e o poveste fericită și poate că nu voiam să închei așa, dar pentru că m-ați adus aproape de paradis cu discuția, care e paradisul lui George Banu? Vă gândiți la asta? Credeți că există un paradis la capătul drumului, măcar pentru cei buni? Și dumneavoastră sunteți buni, v-ați văzut de treabă o viață întreagă. Ar fi un paradis amical, unde mi-ar place să mă regăsesc toți prietenii și să bem o cafea. Cu cafea cu tot, am să fiu și eu acolo, sper, deși am fost o prietenă sporadică, uneori am dispărut, alteori n-am dat semne, dar poate că acum, cu plăcerea și implicarea cu care v-am ascultat, eu vă mulțumesc. Și v-am așteptat alături de toți cei care nu s-au văzut aici, dar au fost cu noi, m-am revanșat cumva. Și o avea, dacă nu o lojă, măcar o strapontină în paradisul ăsta, în sala asta de spectacol, unde cortina e ca în cartea dumneavoastră, o roșu cu auriu și toată lumea aplaudă. Vă mulțumesc! Mersi foarte mult! Bine venit în paradis!